Mulțumesc și eu, Marius Țugulescu. Ansamblul Cununa Domneștiului este un reper al melosului tradițional din comuna, căreia îi poartă numele, adică Domneștiul Argeșului. De ce un reper tradițional? La prima vedere se remarcă cu ușurință costumul popular de damă, ce are ca și culoare dominantă albastrul. Nu stecolea nici maramele ce împodobesc capul reprezentantelor feminine din acest ansamblu, iar uitându-te cu atenție la bărbații acestui colectiv de interpreți, poți observa cu lejeritate pantalonii de culoare alb, de culoare albă, un lucru mai rar în zilele noastre. Chimirele de piele, cămășile autentice și nelipsitele veste negre, ce sunt într-adevăr specifice pentru zona Argeșului de Nord. Alături de aceste elemente, aș adăuga munca depusă pentru alcătuirea repertoriului, zecile de ore de repetiție și participarea la mai multe manifestări culturale în țară și în afara țării. În concluzie, aș spune că este greu, dar nu imposibil, ca ansamblul Cununa Domneștiului să rămână în cartea de istorie a comunei Domnești. Cununa Domneștiului! Înalt și verdele anul. Pe un munte înalt și verde, o turmă de oi se vede anul. Și la turmă cine sta, măi anul. Și cine sta, Constantin și Ileana, măi Ileanu. Măi Ileanu, Ilenuță Ileanu. Măi Ileanu, Ilenuță, bagă oile strunguță Ileanu. Și răsună leanul. Sună codrul și răsună, ne-i ca oile și adună leanul. Sună codrul frunzele, coboară mioarele. Hey!
emoție pășește în scenă o interpretă de muzică populară argeșancă ce iubește cu toată ființa ei cântecul popular. Interesul pe care îl manifestă la fiecare invitație privind alegerea cântecelor, dar și a costumului popular, ambiția și dorința de a face lucrurile cât mai bine, cu putință, o situează în rândul tinerilor interpreți iubiți de publicul din Argeș. Corina Turcu! Bună seara și bine ați venit! Vreau să vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la acest eveniment frumos, prin care împreună vom aduce un zâmbet în viața oamenilor de la Căminul din Domnești. Vă mulțumesc! Ca o floare de lalea.
mototolul satului, urâtul pământului. Mototolul satului, urâtul pământului. Am vrut să fiu măritată, mai bine stăteam tot fată. Am vrut să fiu măritată, mai bine stăteam tot fată. Rău mai că mai blestemat, de mi-ai dat așa bărbat. Rău mai că mai blestemat, de mi-ai dat așa bărbat. Am vrut să fiu măritată, mai bine stăteam tot fată. Rău mai că mai blestemat, de mi-ai dat așa bărbat. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc și vă doresc sărbători fericite alături de cei dragi dumneavoastră.
fiu al Comunei Domnești și elev în clasa a 10-a la Seminarul Teologic Neagoe Vodă Basarab din Curtea de Argeș, Flavius Dumitrescu ne propune un frumos colind intitulat Copilule cu ochi senini. Flavius Dumitrescu! Bună seara și bine v-am găsit! Vă doresc și eu sărbători fericite! Să îl primim pe pruncul Iisus în peștera sufletului nostru și să îl rugăm să reverse asupra noastră sănătate, bucurii și liniște, iar anul nou care se apropie să ne aducă tuturor bucurii. La mulți ani! Copilule cu ochi senini, tu iarăși vii printre străini, în peșteră pe paiereci, tu iarăși capul ții la pleci, în peșteră pe paiereci, tu iarăși capul ții la pleci. Dar astăzi magii nu mai vin și nici păstori să-ți cânte lin. Copilule cu ochi senini, tu iarăși vii printre străini. Copilule cu ochi senini, tu iarăși vii printre străini. Copilule cu suflet blând, te naști și astăzi ca oricând. De mii de ani, copil sărman, tu vii în fiecare an. De mii de ani, copil sărman, tu vii în fiecare an. Tu știi cum cei ce-ți cântă azi vor bate mâine al tău obraz. De aceea tu, copile blând, te uiți la ei mereu plângând. De aceea tu, copile blând, te uiți la ei mereu plângând. Copil cu suflet plin de dor, îndurerat de mult amar, în iesle rece ai fost culcat și nimeni nu te-a legănat. În iesle rece ai fost culcat și nimeni nu te-a legănat. L-ai tăi, Iisuse, ai venit, de-ai tăi ai fost și răstignit. Și plângi mereu de mila lor, copil cu suflet plin de dor. Și plângi mereu de mila lor, copil cu suflet plin de dor. Copil lovit, copil sărman, tu vii în fiecare an. Cu bine răul să-l plătești, să rabzi, să ierți și să iubești. Cu bine răul să-l plătești, să rabzi, să ierți și să iubești. Să-mi parți a tale mângâieri, în suferințe și în dureri, să mori pe cruce între hoți, copilule lovit de toți. Să mori pe cruce între hoți, copilule lovit de toți. Mulțumesc frumos! Tradiția trebuie dusă mai departe. Cu pași mici, dar siguri, vin din urmă copiii ce alcătuiesc grupul Cununița Domneștiului. Acești minunați copii vor interpreta colindele. Iată, vin colindători și astăzi s-a născut Hristos. Grupul Cununița Domneștiului. Iată, vin colindători, florii.
Florile d'albe, florile d'albe, și echi mereu, mereu. Florile d'albe și le aduce Dumnezeu. Florile d'albe, florile d'albe, Dumnezeu adevărat. Florile d'albe, soare raze luminat. Florile d'albe, florile d'albe. Luminos, lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Vântul balde vășețel când sută pe bumbăcel. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Vântul bate, nu răzbate, neaua ninge, nu-l atinge. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Bravo. Dragii mei, să știți că tinerele fete din Comuna Domnești, COS-II, sub îndrumarea atentă a doamnei Nicoleta Uță, un lucru foarte bun care merită sprijinit din toate punctele de vedere. Așadar, grupul Șezătoarea Domnișancelor vin în fața dumneavoastră astăzi, nu să coasă, ci să vă colinde. Bună seara și bine v-am găsit! Noi suntem fetițele de la Șezătoarea Domneștului, așa ne numim, pentru că asta facem. Noi țesem, coasem, ne adunăm la șezătoare, povestim, cântăm. Exact cum făceați dumneavoastră și mămicile și bunicile dumneavoastră acum ceva ani. Vreau să vă spun că le-am cunoscut pe aceste fetițe minunate în urmă cu 2 ani și împreună am început să țesem o poveste minunată. Aceste fetițe au avut rezultate extraordinare acest an. Sunt olimpice naționale la festivalul, la Olimpiada Națională de Țesut și Cusut la Muzeul Astra Sibiu. A obținut premiul special. Au fost invitate la ediția 10-a a festivalului Balkanic Festival în București și mai mult au fost remarcate și au fost introduse într-un proiect inițiat, un proiect de cercetare inițiat de Universitatea din Sorbona din Paris și Universitatea Antwerp din Bruxelles. Aceste fetițe au scotocit prin toate lăzile de zestre, prin poduri, prin lădițe, prin trăiști, la bunici și la străbunici și au descoperit aceste costume minunate și au hotărât să-și coase ele, cămășile lor, după toate canoanele vechi pe care bunicile lor și străbunicile lor mai ales le-au cusut. Am venit aici să vă aducem o colindă și să vă mulțumim din suflet că ne-ați lăsat o așa de zestre frumoasă și să vă promitem că pe cât vom putea noi și pe cât ne o dea Dumnezeu minte și știință, vom duce mai departe moștenirea dumneavoastră. Vă dorim... Vă dorim zile liniștite, multe, senine și să vă binecuvânteze Dumnezeu cu tot ce aveți nevoie. Mulțumim! Trimiți colindul! Sus la poarta raiului, florile d'albe, flori de măr, flori de măr, de măr. Florile d'albe, flori de măr.
mărgărit. Dar fiule, nu mai plânge, florile d'albe, flori de măr, flori de măr, de mărgărit. Că eu ție ți-o-i aduce, florile d'albe, flori de măr, flori de măr, de mărgărit. Două mere argintele, florile d'albe, flori de măr, flori de măr, de mărgărit. Și alte două aurele, florile d'albe, flori de măr, flori de măr, de mărgărit. Să te joci în rai cu ele, florile d'albe, flori de măr, flori de măr, de mărgărit. Ansamblul Ciobănașul Corbii de Piatră este un ansamblu relativ tânăr ca și dată de înființare. De fapt, a fost reînființat în anul 2022 la inițiativa doamnei profesoare Simona Angel, având în componență membrii din vechiul ansamblu, dar și membrii noi, tineri ce locuiesc în comuna Corbi, județul Argeș. Chiar din anul înființării au avut succese frumoase în țară și străinătate. De reținut este câștigarea trofeului la un prestigios festival din Muntenegru în anul 2022 și a unui premiu special pentru originalitate obținut anul acesta în Capadocia, Turcia, la Capadocia Ordens Festival. De curând s-au întors de la Roma, Italia, unde cu ocazia zilei de 1 decembrie au cântat românește alături de românii plecați la muncă pentru un trai mai bun. Astăzi au venit însoțiți de trei tineri saxofoniști care duc mai departe folclorul și tradițiile locale. În aplauzele dumneavoastră intră în scenă ansamblul Ciobănașul Corbii de Piatră. O invit lângă mine pe coordonatoarea acestui ansamblu, pe doamna profesoară Simona Angel, pe care o felicit pentru întreaga activitate. Bună. Și pentru patima pe care o pune în ducerea mai departe a tradițiilor comunei Corbi și nu numai. Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumim din suflet organizatorilor pentru invitație. Mulțumim domnișoara Ioana Anton pentru că ne promovează și de fiecare dată are grijă de noi. Vreau să-l felicit pe domnul primar al Comunei Domnești pentru tot ceea ce face pentru această lăudabilă inițiativă, dar să știți că și noi ne lăudăm cu un fost primar al nostru. Îl avem în sală pe domnul Virgil Baciu și vă rog să-l aplaudați.
este omul care ne susține financiar la fiecare turneu internațional. Și pentru asta mulțumim întregii familii Baciu. Vreau să vă transmitem să aveți sărbători binecuvântate, cu pace, liniște în suflet și cei dragi alături. Hey ho! Hey ho!
Mântuitor, prea slăvitul împărat, la pământ a cugetat și-a luat a noastră firele. Doarme legănut Domnul Sfânt când s-a întrupat, n-a ales un neam bogat, n-a vrut fala regilor lerului domn, a vrut el slavitelor, n-a vrut cinste nici putere lerului domn, ci a maicii mântuit. Și tot anul pruncul sfânt vine iară pe pământ. Cine vrea să-i calce prag lerului domn, meargă-n casă de sărac și ca magistele sfinte de lerului domn, ducă-i daruri primenite. Noi umblăm și colindăm, plată gazdă nu luăm, plată-i numai bucuria lerului domn, că s-a născut Mesia și din sfânta-i bunătate lerului domn, ai tot omul parte. Rămâi gazdă sănătos lerului domn și cu sufletul milos. Dumnezeu fie cu tine lerului domn în tot anul care vine. Mulțumim frumos, ansamblul Ciobănașul Corbii de Piatră. Merită aplauzele dumneavoastră, pentru că, iată, aduc în fața dumneavoastră costumul de corbi, care este deosebit pentru noi, pentru zona de nord a Argeșului. Rămânem în aceeași notă caldă a colindelor românești și invit din nou în scenă ansamblul Cununa Domneștiului. Pe când în este Mântuitorul Domn Iisus, afară cer senin era și-o pace adâncă de nespus. Afară cer senin era și-o pace adâncă de nespus. Și de la răsărit o stea pe bolta adâncă strălucea. Și raiul tot se deschidea, și îngerii din cer cânta. Și raiul tot se deschidea, și îngerii din cer cânta. Că din fecioară s-a născut un prunc micuț numit Iisus. El Fiul Domnului era și cerul întreg se lumina. El Fiul Domnului era și cerul întreg se lumina. Pe dealuri și pe munți cu voi vegheau păstorii minunați și de seninul de pe cer ei toți erau înspăimântați. Și de seninul de pe cer ei toți erau înspăimântați. Și-au înțeles păstori atunci că s-a născut cel mult dorit și au plecat la Betleem să i se închine lui smeriți. Și au plecat la Betleem să i se închine lui smeriți.
mare a Domnului născătoare. N-ai primit tu viflaime într-o casă de la tine, să dai un pic de sălaș celui mai sfânt copilaș, să dai un pic de sălaș celui mai sfânt copilaș. Nu mai e la vitelor, mi-a fost leagă în viselor. Lumină i-a dăruit steaua de la răsărit. Lumină i-a dăruit steaua de la răsărit. Peștera întunecoasă a fost a Domnului casă. La venirea sa în lume, din vina ta viflaime, la venirea sa în lume, din vina ta viflaime. Cerul și-a deschis soborul, lerui Doamnele. Au pornit cu plugușorul îngerii prin cer. Merg cu pluguri de oglindă și de juva. Lucefării colindă lerui Doamnele. Vântul suflă cu lumină lerui Doamnele. În buhai de lună plină legănat înger. Patru albă de oier, suferești colinde-n rugă lerui Doamnele. N-au venit cu grâu la poartă, ci au rupt din cer stele mari ca să le împartă lerui Doamnele. Dar de ce e seară mare Domnului și Domn din cer? Este seara lui Crăciun Domnului și Domn din cer, lăsată de Domnul bun Domnului și Domn din cer. S-a născut un fiu de maică Domnului și Domn din cer, fiu de maică, fără de taică, Domnului și Domn din cer. Și cu cel a înfășat Domnului și Domn din cer, scute cel de bun băcel, Domnului și Domn din cer. Și unde l-a botezat Domnului și Domn din cer, tot în apa lui Iordan, Domnului și Domn din cer. Și numele cum i-a pus Domnului și Domn din cer, i-a pus numele Iisus, Domnului și Domn din cer. Că e nume mai presus Domnului și Domn din cer. Și cu ce l-a dăruit Domnului și Domn.
om din cer, cu cerul și cu pământul Domnului și domn din cer. Pământul să-l stăpânească Domnului și domn din cer, cerul să-l împărățească Domnului și domn din cer. La mulți ani cu sănătate, la mulți ani, mulți ani, să vă dea Domnul de toate, la mulți ani, mulți ani, casa să vă fie casă, la mulți ani, mulți ani, masa să vă fie masă. La mulți ani, mulți ani, la mulți ani cu sănătate, la mulți ani, mulți ani, să vă dea Domnul de toate, la mulți ani, mulți ani, casa să vă fie casă, la mulți ani, mulți ani, masa să vă fie masă. La mulți ani, mulți ani, la mulți ani, mulți ani! Vă mulțumesc pentru faptul că, iată, ne-ați fost alături până la finalul spectacolului. Vă doresc sărbători cu bine și să nu uitați că acest ansamblu, ansamblu Cununa Domneștiului, este o perlă a Comunei Domnești. Domnule primar. Vă spun din suflet să aveți un Crăciun fericit, un an nou fericit, că dacă e sănătate și pace și fericire, nu ne trebuie nimic. Încă o dată la mulți ani, vă mulțumesc din suflet, să vă dea Dumnezeu multă sănătate. Vă mulțumesc și eu în numele colectivului de la Cămin, vă mulțumesc mult că ați rămas cu noi până la final, vă mulțumim încă o dată pentru organizare, pentru absolut tot, a fost minunat și sperăm că vom aduce bucurie, adică sigur vom aduce bucurie bătrânilor de la noi, de la Cămin, și să ne vedem și la anul la fel de mulți și sănătoși și cu bine. Mulțumim mult, domn primar! Drag, cu mare drag!